Bună ziua și bine v-am regăsit la cea de-a patra lecție despre patrimoniul cultural din București. Suntem Maria și Adriana Scripcariu. Vă invităm astăzi la întâlnirea cu un locuitor și ctitor mai aparte al Bucureștiului brâncovenesc. A fost cel care a ridicat primul spital din orașul nostru, o școală, mai multe biserici și un turn care a fost timp de aproape 200 de ani simbolul orașului nostru. Astăzi vom mai adăuga câteva piese în puzzle-ul la care lucrăm. Imaginea Bucureștilor de demult. Suntem așadar din nou în București secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. În lecția de azi ne vom ajuta cu o carte-album care a fost realizată la împlinirea 550 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștilor, adică în anul 2009. Asta înseamnă 1459-2009. Pe copertă scrie văd și cu litere chirilice și uite, noi le putem citi. București. Cartea aceasta are ilustrații minunate, multe dintre ele găsite în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Chiar pe copertă putem vedea o acoarelă realizată la începutul secolului al XIX-lea cu mănăstirea Radu Vodă, pe care noi am mai amintit-o. Așadar, personajul care ne prilejuiește povestirile de azi este spătarul Mihail Cantacuzino, care a trăit în a doua parte a secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea. A fost fiul postelnicului Constantin Cantacuzino, fratele stolnicului Constantin Cantacuzino și al stancăi, mama lui Constantin Brâncoveanu. Așadar, știm deja câte ceva despre familia lui din episoadele trecute, dar nu știm încă ce este un spătar. Sigur e ceva diferit de ce numim noi spătar. Spătar era numit în Țara Românească și în Moldova dregătorul domnesc care conducea cavaleria, adică acea parte a oștirii care lupta călare. Iar marele spătar, așa cum a fost Mihail Cantacuzino, era responsabil de întreaga armata țării, pe care o cârmuia direct când voievodul nu era prezent. În ceremoniile de la curtea domnească, spătarul era cel care purta festiv sabia și buzduganul voievodului. Spătarul ar fi un fel de ministru al apărării naționale de azi, așa-i? Cam așa. Atât că în acele vremuri, războiul era din păcate ceva destul de obișnuit. Mihail Cantacuzino a fost mare spătar al țării românești mai bine de 16 ani, în timpul domniei nepotului său Constantin Brâncoveanu. Pe lângă aceasta, a fost și unul dintre oamenii culți ai vremii sale, având pasiune în special pentru geografie și arhitectură. Asta ne povestește un nepot și tiz de al spătarului, banul Mihail Cantacuzino, care a scris o amplă genealogie a familiei sale. Vă amintiți din episoadele trecute ce povesteam despre portretul votiv? Că a fost timp de mai multe secole modalitatea de a imortaliza chipurile ctitorilor. Astfel putem face cunoștință și cu spătarul Mihail Cantacuzino și familia lui, așa cum îi găsim pictați în pronaosul Bisericii Mănăstirii Sinaia, pe care a ctitorit-o. Spătarul Mihail a fost căsătorit de 3 ori și a avut 6 copii. Hei, dar aici sunt pictați mai mulți! Da! Pe lângă copiii născuți în familia lui, spătarul Mihail Cantacuzino a crescut alți 12 copii luați de suflet, pe care iată ține să-i așeze alături de fiii săi în tabloul de familie. 12 copii de suflet mi se pare foarte mult. Am auzit ca cineva să înfieze 1, 2, 3 copii, dar 12? Sigur, spătarul Mihail Cantacuzino a fost un om bogat. Își permitea asta, am spune. Dar vedeți, întotdeauna când e vorba de bogăție, e important să privim felul în care este folosită acea bogăție. În privința aceasta, spătarul Mihail Cantacuzino rămâne pentru noi un reper. De ce spui asta? Pentru că el a fost cel care a ridicat primul loc de îngrijire a bolnavilor din București, devenit peste timp un mare spital, chiar în mijlocul orașului, Spitalul Colțea. A fost, de fapt, un ansamblu mai amplu, care cuprindea pe lângă mănăstire și o spițerie, adică o farmacie, o casă pentru hrana săracilor și o școală. Se pare că spătarul a fost impresionat de astfel de așezăminte pe care le vizitase în călătoriile sale, pe la Veneția, dar și în Orientul apropiat. În zilele noastre sunt o grămadă de spitale în București. Nu prea îmi imaginez cum, acum 300 de ani, era un singur spital
Și înainte de acesta niciunul? Să vedeți, pe atunci erau foarte puțini cei care erau tratați de medici. Doar voievozii cu familia lor. Boierii din sfatul domnesc. Cum așa? Și restul oamenilor? Pentru cei mai mulți existau vracii. Vracii? Da, a fi vraci era un fel de meșteșug care se învăța ca orice meșteșug pe lângă cineva cu experiență. Sigur, nu era vorba de studiul medicinei, așa cum se făcea acesta în universitățile din apusul Europei, ci era vorba de multă experiență, de cunoașterea plantelor de leac și altor practici ale medicinei populare, care puteau fi până la un punct eficiente. Dar ce boi erau pe atunci? Aceleași ca și azi? Ei, pe atunci epidemiile erau ceva obișnuit. Cele mai temute boli erau ciuma, tifosul și febra tifoidă. Erau și anumite condiții care favorizau apariția epidemiilor. Cred că te gândești la igienă, care pe atunci era mai precară decât în zilele noastre? Dincolo de igienă, erau perioade de foamete, iar foametea mergea mână-mână cu ciuma. Mai era umezeala, mai mare în trecut, datorată multelor bălți mai mari și mai mici din oraș și inundațiilor. La marginea orașului însă era pe atunci o pădure strașnică, o sursă de aer curat și sănătate, pe care azi nu mai avem. Să revenim la medicină. Așadar, doar vracii, asta era tot? De prin secolul al XVII-lea sunt menționați în documente bărbierii. Aceștia nu erau, cum ați putea crede, doar cei care se ocupau cu tunsul și rasuri bărbaților, ci erau în principal meșteri în tratarea rănilor și a fracturilor, însoțind neapărat oastea la război. Cu timpul, pe vreme de pace, au început să-și ofere serviciile și locuitorilor orașului. Exista și o uliță a bărbierilor, care trecea pe lângă Biserica Curții Domnești și ajungea în Mahalaua Sfântul Gheorghe Nou din jurul Mănăstirii Brâncovenești, de care am povestit în episoadele trecute. Dar medici, chiar nu existau medici? Bărbierii mai pricepuți erau și chirurgi, fiind capabili să realizeze anumite operații mai ușoare. Aceștia mergeau și învățau de obicei la o școală în străinătate sau făceau multă vreme ucenicie pe lângă un chirurg experimentat. Și totuși, nu vreau să-mi imaginez cum erau operații pe atunci. Dacă e vorba însă de medici, până în secolul al XVII-lea, aceștia erau aduși din străinătate, din Italia, Franța, Grecia, Germania. La curtea lui Constantin Brâncoveanu se aflau peste 20 astfel de medici străini și, desigur, aceștia nu tratau doar familia voievodului. Cam din vremea aceasta avem menționați și primii medici de-ai locului, care trăiau efectiv în oraș. Și așa ajungem din nou la Mihail Cantacuzino și la ctitoriile sale. Haideți să ne apropiem de ansamblul de la Colțea și să vedem care a fost dorința și gândirea ctitorului. Locul acesta este azi chiar în centrul orașului. Acolo era și atunci? În secolul al XVI-lea, Mahalaua Colțea era chiar la marginea de nord a orașului, o zonă în care se stabiliseră meșteșugari, olari, fierari, cherestegii, vărari. Mahala? Dar de ce zici Mahala? Nu e cam urât? Cuvântul Mahala și-a schimbat înțelesul de pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, căpătând o nuanță peiorativă, adică defavorabilă. În vremurile de care vorbim, însă, Mahala însemna cartier. Mahalaua se constituia de obicei în jurul unei biserici. Așa a fost și la Colțea? A fost o biserică și înainte de Mihail Cantacuzino? Da, și aici, așa cum a fost și la Sfântul Gheorghe Nou, avem de-a face cu ctitoriri și reectitoriri. Primul lăcaș a fost din lemn, apoi refăcut mai temeinic, din cărămidă. Cel mai renumit dintre primii ctitori a fost marele clucer Colțea Doicescu. Cu ce se ocupa un clucer? Bănuiesc că ar fi fost tot un dregător de la curtea domnească. Da, așa este. Clucerii se ocupau cu aprovizionarea curții domnești, iar marele clucer era cel care avea în grijă și cheile cămărilor domnești. Să ne întoarcem la primii ctitori de la Colțea. După jumătatea secolului al XVII-lea, ei închină biserica Mitropoliei Țării Românești. Și acum intră în scenă Mihail Cantacuzino, care cumpără de la mitropolie locul. Spătarul Mihail Cantacuzino a ctitorit la Colțea împreună cu urmașii boierilor doicești,
Haideți să vedem cum a dezvoltat el locul, pornind de la biserica Clucerului Colțea. Ceea ce vedem astăzi este biserică mică, chiar la stradă, și spitalul mare și impozant, pe trei laturi ale curții. Așa să fi fost și atunci? Ceea ce vedem astăzi e mult schimbat și, de fapt, e mai puțin de jumătate din ansamblul de odinioară. Imaginează-ți că, asemenea altor ansambluri din epocă pe care le-am văzut împreună, biserica era în mijlocul unei incinte dreptunghiulare. Asta înseamnă că bulevardul de azi trece prin mijlocul incintei de la Colțea? Cam așa. Schimbarea aceasta s-a petrecut aproape 200 de ani după Mihail Cantacuzino. Era în vremea în care cei care gândeau dezvoltarea orașului prefăceau Bucureștiul în micul Paris. Dar înainte de asta, ansamblul de la Colțea cuprindea mai multe edificii. Iată ce spune despre acestea însuși mitropolitul țării de pe atunci, Antimi Vireanu. Cheltuind multă bogăție, a ridicat felurite și minunate clădiri, dar și încăpătoare. Adică, lăcașuri sfinte, spitaluri, case pentru hrana săracilor și spițerie și școală pentru felurite învățături și de învățătura cântărilor. Hai să le luăm la rând. Biserica o știu, dar spitalul, oare cum a fi fost primul spital din orașul nostru? Destul de diferit de cum sunt spitalele de azi. În cadrul incintei mănăstirii erau două pavilioane pentru îngrijirea bolnavilor, unul pentru bărbați și unul pentru femei. În fiecare pavilion erau 12 paturi. Deci, nu era deloc un spital mare. Aceste locuri erau însă destinate săracilor și străinilor bolnavi, care erau îngrijiți gratuit și găzduiți pe perioada bolii. Și nu doar lor. Ascultați cum sună un fragment din regulamentul spitalului instituit chiar de ctitori. Dacă vreun boier scăpătat, petrecând în sărăcie și bolnav, ori pământean de aici, ori străin, fie și neguțător sau vreun alt om cinstit, dar sărac și bolnav, va voi să alerge spre ajutor la spital, să fie primit și să-și aibă hrana și îngrijirea cu îndestulare și cuvenită stării sale. Și de se va întâmpla să moară, să fie îngropat și mormântat cu toată cinstea, după cum adică s-a vorbit mai sus și despre ceilalți săraci. Dar pe atunci oamenii nu aveau asigurare de sănătate? Nici vorbă de așa ceva și nici vorbă de pensie. Să revenim. La Colțea, pavilionul femeilor a servit și drept maternitate. Acest foarte mic prim spital al orașului nostru avea și un paraclis, adică o mică biserică destinată pacienților. De fapt, pe trei dintre laturile incintei a fost câte un paraclis. Unul era destinat și școlarilor. Mă întreb, ce hram avea paraclisul spitalului? Păi, unul care rimează cu funcția lui. Un hram care a fost unic în București. Sfinții Cosma și Damian. N-am mai auzit de sfinții aceștia. Ei fac parte din grupul doctorilor fără de arginți, adică unii care vindecă cu știința lor și cu ajutorul lui Dumnezeu, fără să ceară bani în schimb. Cosma și Damian au fost frați, zice-se chiar gemeni, și au trăit în Siria cam tot pe vremea Sfântului Gheorghe, sfârșitul secolului al III-lea, începutul celui de al IV-lea. Dar cum spătarul Mihail Cantacuzino a ales acest hram pentru paraclis după 1400 de ani? Renumele acestor sfinți s-a răspândit și în Orientul apropiat, dar și în apusul Europei. Ei au devenit în timp ocrotitorii medicilor, ai chirurgilor și ai farmaciștilor. E firesc ca spătarul să-i fie ales ca ocrotitor ai spitalului său. Dar dacă bolnavii nu plăteau, cum se putea întreține spitalul, așa mic cum era el? Spătarul Mihail Cantacuzino s-a gândit la asta. De aceea s-a preocupat să cumpere proprietăți în jurul mănăstirii, diverse case și prăvălii care puteau aduce venit. Mai mult, a înființat o frățietate, adică un fel de organizație în cadrul căreia oamenii contribuiau în fiecare an cu o sumă mică. An de an însă, puțin cu puțin de la mai mulți, se strângea pentru cheltuielile spitalului. La moartea celor din frățietate, preoții de la Colțea se rugau mai aparte pentru sufletele lor. În timp, și alți locuitori ai Bucureștiului au donat diverse proprietăți așezământului de la Colțea. Spuneai la început ceva din turn care a fost foarte renumit?
Da, în intrarea în ansamblu de la Colțea, Mihail Cantacuzino a ridicat un turn, așa cum se obișnuia pentru incintele mănăstirești. Acest turn a fost în acel timp și mult după cea mai înaltă clădire a orașului. Avea în jur de 50 de metri. Asta e destul de mult, chiar și pentru orașul de azi. Așa este. Să ne gândim la hotelul intercontinental din vecinătate, care are 77 de metri. Acum, pe lângă că era înalt, a avut o siluetă mai ieșită din comun, fiind, se pare, lucrată de meșteri veniți din Transilvania. Era un turn cu ceas. Am văzut un turn cu ceas și la Sighișoara și la Brașov. Pe vremea aceea, oamenii obișnuiți nu aveau ceas, orientându-se după bătăile clopotelor și după mersul soarelui pe cer. Acoperișul turnului Colțea avea 4 turnulețe și se încheia grațios cu un bulb de metal cu cruce în vârf. Dar de unde se știe cum era acest turn? Imaginea întreagă a turnului se păstrează într-un desen realizat de meșteșugarul Ioan Dobrescu din Mahalaua Batiștei. El a scris la începutul secolului al XIX-lea o cronică a orașului și a împodobit-o cu desenele sale. Hai să desenăm și noi turnul Colței! Dar nu există totuși o fotografie a turnului? Există! Dar ceea ce vedem în fotografie este ce a rămas din turnul Colței după cele 3 cutremure care au zguduit Bucureștiul în prima jumătate a secolului al XIX-lea. La cutremurul cel mare din 1802, înălțimea turnului s-a înjumătățit, dar clădirea a rămas în continuare cel mai înalt edificiu din oraș. De aceea a servit multă vreme ca foișor de foc. Cea mai înaltă clădire din oraș. Turnul Colții era pentru bucureștenii de atunci un reper de înălțime, de trăinicie și chiar de minunăție. Iată câteva expresii ale orășenilor de atunci. Când cineva era foarte înalt, se spunea că e... înalt cât turnul Colței. O urare... să trăiești cât turnul Colței. Și, dintr-o schiță a lui Ion Luca Caragiale, uite ce citim despre cum o iubea Chirianulea pe Acrivița. Turnul Colței să fi cerut și Chirianulea pe masă i l-ar fi pus. Păcat că nu mai există și azi turnul Colței. A fost dărâmat în 1888, locul fiind deliberat pentru marea artără de astăzi. Poate dacă ar fi prins zilele noastre, s-ar fi găsit o soluție de a fi păstrat. Totuși, Mihail Cantacuzino a dezvoltat foarte mult locul. Eu zic că cinstit ar fi fost să-i poarte numele. Ei, așa a fost de asta dată. Orășenii au fost însă conștienți de importanța contribuției lui Mihail Cantacuzino. Dovadă stă faptul că după jumătatea secolului al XIX-lea, când locul fusese deja foarte mult schimbat, în fața spitalului s-a ridicat o statuie a spătarului, lucrată de sculptorul german Karl Storck. Mai sunt și alte clădiri în oraș ridicate de Mihail Cantacuzino? Mai este o biserică mică, dar foarte frumoasă. Se numește azi Fundenii Doamnei. A fost paraclisul reședinței de la București a marelui spătar Mihail Cantacuzino. O să mai povestim despre aceasta cu altă ocazie. Dacă turnul Colței nu mai este, haideți să ne lăsăm inspirați de amintirea lui. Uite aici o bandă desenată despre turnul Colței, făcută de fratele meu. Imaginați-vă o poveste în jurul acestor personaje de ieri și de azi și trimiteți poveștile voastre la patrimoniu.cultural@gmail.com. Atenție! În banda desenată s-a strecurat o eroare. O puteți găsi? În episodul următor vom vorbi despre un meșteșug care era prezent în orice casă și pe orice masă. Ghiciți? Pe orice masă? Cred că e vorba de olărit. Da, vom povesti despre olarii din București și despre olărit în general. Îmi place olăritul, abia aștept. Pregătiți-vă și voi cu o bucată de lut. Vom modela! Cu bine și pe curând!